În ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-au decis scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ din județ. Astfel, în săptămâna 12-16 octombrie vor funcționa în scenariul roșu următoarele unități de învățământ din județul Suceava. În orașul Siret, Clubul Copiilor, Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, oraș Siret, Școala Gimnazială Petru Mușat, cu structurile arondate. În comuna Calafindești, Școala Gimnazială Calafindești, cu structurile arondate. În comuna Arbore, Școala Gimnazială Luca Arbure. În comuna Bălcăuți, Școala Gimnazială Bălcăuți, cu structurile arondate. În municipiul Fălticeni, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. În comuna Pojorâta, Școala Gimnazială Pojorâta, cu structurile arondate. În municipiul Suceava, Școala Gimnazială numărul 1. În municipiul Vatra Dornei, Școala Gimnazială numărul 2.